fantastică performanță, nu mă satur să o spun, a arătat superb și vedem fanii pe margine. I-avem acolo și pe Angel Gomez, mecanicul, pe Carly Patton, fizioterapeutul, pe Paolo de la Fuente Perez, antrenorul său și antrenorul lotului României aici, și pe Tudor Oprea, team manager, cei patru care au pus umărul la performanța pe care suntem pe cale să-i fim martori în acest moment. Vlad Dascăl nu cred că mai poate fi prins în acest moment. Iată, circuitul, în loc să se usuce, a fost din ce în ce mai ud, a mai curs apă din dealul de aici, de la Hrința Zdroi. Nimeni din spatele lui Vlad Dascălu a ales momentul cu precizie de chirurg. A atacat fără ca ceilalți să creadă că atacă. Se apropie ușor, ușor de linia de finish. Nu o să avem timp la final, o să dăm legătura la Manolo și la campionatele naționale ale Franței, care intră și ele în direct pe Eurosport 1 la finalul acestei curse. Însă o să-l vedem pe Vlad Dascălu trecând linia de susire, campionul Europei 2023 din România, Vlad Dascălu, noul campion al Europei. Trebuia să vină o astfel de performanță. Bravo, Vlad Dascălu, bravo, toată delegația României. Ați făcut o treabă fantastică, fantastică. Pe doi, Forster. Da, se bucură și Lars Forster. Luca Braido trece pe poziția 3-a. Va urca și el pe podium, însă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului va urca Vlad Dascălu. Ce performanță, ce zi istorică pentru ciclismul de mountain bike din România. O astfel de performanță este doar la îndemâna celor mai mari. Iar la 25 de ani, Vlad Dascălu arată că este unul dintre cei mai mari. Sosesc și ceilalți care vor completa acest podium, iată.